Cel mai mare duhov din Ardeal, ultima sută de ani și poate din întreaga Românie, și cei care au fost dimineața la Sfânta Liturghie, ați văzut că după Sfânta Liturghie a făcut un parastaz mare, așa cum se face omenirea, iar la mănăstire, la Prizlov, astăzi s-a făcut acolo în fața mii de oameni Sfânta Liturghie și parastazul la 30 de ani, de către preasfințitul nostru, împreună cu alți trei ierarhi, al Laurențiu, metropolitul Ardealului, preasfințitul Nicodim de la Severin și preasfințitul Paisie, Bojanul de la Timișoara. Părintele Arsenie este de multă vreme cinstit ca un sfânt. Nu este încă canonizat oficial. Dar nici nu este departe acest lucru. Pentru că, iată că de câțiva ani de zile a lucrat o comisie aici în Mitropolia Ardealului și acum, în această toamnă, toată lucrarea aceasta, lucrările acestei comisii s-au înaintat la Sfântul Sinod la București, la Sinodul Mare. Și probabil că într-un an de zile sau Dumnezeu știe cât, va fi și canonizarea Părintele Arsenie la mod oficial. M-am gândit dimineața, am avut așa un simțământ, că poate că acest parastas care l-am făcut să fie ultimul parastas făcut în cinstea Părintele Arsenie. Sigur, ultimul parastas se face întotdeauna acolo unde se descoperă moaștele, înainte de a fi canonizat. Moaștele se lasă 40 de zile după ce face un ultim parastas și o seară înainte de a fi proclamat oficial. Dar pentru noi aici, probabil că va fi ultimul parastas. A fost ultimul parastas. Pentru că Părintele Arsenie este un sfânt, un părinte cu foarte mult har de la Dumnezeu și o personalitate foarte, foarte complexă, polivalentă, foarte, foarte complexă. Și de aceea modul de a lucra asupra credincioșilor este multe feluri. În primul rând, sigur că acolo a Prizlov este acest har care izvorește din mormântul lui. De aceea și spune că mormântul cel izvorător de har al Părintelui Arsenie de la Prizlov. Dar el lucrează pe mai multe feluri. De aceea m-am gândit în seara aceasta, pentru că este această sărbătoare, de fel pentru noi, 30 de ani de la mutarea la cer la Părintele Arsenie, să vă spun câteva secvențe din biografia Părintelui Arsenie, din viața Părintelui Arsenie. Părintele Arsenie s-a născut pe 29 septembrie în anul 1910, la Vața de Sus. De fapt, s-a născut într-un cătun numit Ujoara, acolo, în comuna Vața de Sus, care este o zonă milifică și vă mărturisesc că acum, câțiva ani de zile, am scris un studiu și am participat la un simpozion dedicat martirilor comuniști la unele mari din Târgu Vâlcea. Ne-a fost închis Părintele Arsenie 6 luni și am fost până acolo. Atunci am înțeles că Părintele Arsenie s-a născut în cer înainte de a se naște pe pământ și s-a născut într-un loc în care pământul este înghițit de cer. Și numai din acel loc se putea naște și crește un om cu așa mare har de la Dumnezeu, cu așa sfințenie. Acel loc care se merge din satul 10-15 km, este total rupt de lume, este deasupra unei păduri. O puritate absolută, o stare de har, care e greu de descris în cuvinte. Deci numai faptul că s-a născut în locul acesta și în locul acela, și părinții lui au trăit în locul acela, și bunicii lui,
se vede că e ceva, trăia o viață mai presus de lume. Se spune că părintele s-a născut, așa a mărturisit dânsul și alți oameni, s-a născut și a fost dăruit poporului român la rugăciunile Sfinților Mucenici Brâncoveni. Sfântul Mucenic Constantin Brâncoveanu, care a fost martirizat cu 4 fii ai lui, tăiați în fața lui la 1714, 15 august 1714. Și de aceea Dumnezeu l-a trimis în această lume. L-a trimis, să spune, mama lui, părinții, mama era de acolo, tatăl care a fost brigadier silvic, mai în vârstă cu 7 ani, mama s-a fost fată de 17 ani și așa, curată, ca o floare albă. Când l-a cunoscut pe Iosif, tatăl lui, care era brigadier silvic, a luat-o, l-a zămizlit părinții Arsenie și după ce l-a zămizlit, după ce s-au căsătorit, spune că a visat că poartă în pântece luna și soarele. Și asta e încă un semn dumnezeiesc, că părintele, într-adevăr, avea să fie un soare pentru țara aceasta și pentru întreaga împărăție. Și după ce l-a zămizlit, așa cum era situația cea grea în perioada aceea, oamenii mergeau să lucreze în America. 3-4 ani, se spunea, mii de dolari și drum să-și facă ceva cu situația aici. Și a plecat să lucreze în America și ea a rămas cu bunica, cu mama ei, mama părintelui Cristina, și cu părintele Arsenie în pântece. Și toată perioada sarcinii, deci a trăit într-o curăție, n-a mai avut nici bărbat în casă, din cum alte gânduri, conjugale sau ceva, închipuit. De asta părinții Arsenie punea prea mult accent. Ce important e copiii în cele 9 luni să fie curați, părinții să nu mai fie împreună. Că atunci n-au înclinat spre desfrânare. Rămân curați. Și zice, mama trebuie să se roage, să cânte ce cântece duhovnicești, religioase, să lucrezi cu mintea, citească cărți sfinte. Ei, cam ce se dește mama în prunc, în acele 9 luni, cam aceea se va răsări în tot cursul vieții. Ei, mama părintelui, Sfânta Cristina, poate fi și Sfânta Cristina, spune că toată perioada sarcinii avea o icoană cu Maica Domnului și tot timpul privea la icoană. Și o privea, zicea, Maica Domnului, eu vreau prunca acesta să fie a tău, să slujească ție. Deci de când am un copil, i-a purtat în pântece, dar nu s-a gândit egoist, că eu să fac ceva din copilul acesta. Și asta vreau să fie a tău. Și de aceea, când s-a dus la mănăstire, ea s-a bucurat. Și l-a binecuvântat, zice, eu pentru asta m-am rugat de când ai fost în pântecele meu. Și asta mi-am dorit. Și avea, când a descoperit părintele acea icoană la care se ruga, zice, mamă, dar de ce iubesc eu icoana asta așa, că parcă face parte din ființa mea, icoana asta cu Maica Domnului, cu Domnul Iisus. Zice, asta e icoana care am purtat eu tot timpul cele 9 luni și tot timpul mă rugam la ea și o contemplam, o priveam cu drag, rugându-mă cu tine în pântece. Și te-am dăruit Maicii Domnului, Domnul Iisus, când erai în pântecele mele. De aceea, și după ceva timp, să mai treacă vreo 50 de ani, ca să-L înțelegem noi la adevărata Lui valoare pe Sfântul. Asta e. La adevărata Lui valoare, cum a fost trimis de Dumnezeu, și ce mesaj are El pentru poporul nostru. Ei, s-a născut acolo, a trăit o copilărie, vă închipuiți acolo, fără alți copii. Doar cu natura, cu fruturii, cu păsările, cu mama și cu bunica, cu rugăciunea și atât. O viață pură, sfântă. A învățat până în clasa a patra cu un verișor de-a lui Dascăl Vasile Crucin, prin că de acolo era foarte departe să meargă la școală, 15 km. L-a învățat acasă scrisul și cititul. Acest om studiase la Viena, care are un rol important în viața părintelui. Și din clasa a 5-a doar, s-a dus la școală la Bratu. A mers la școală din clasa 5-a până la 12-a, când a făcut școală, a fost șef de promoție. În liceul Avram Iacu din Bratu. El la clasă, gimnaziu, până a terminat liceul. Acest Vasile Crucin, acest verișor al lui, care era mult mai mare, cu 15 ani mai mare și un om cu studii la Viena, în acelea vremuri, Dascăl, profesor, avea o bibliotecă foarte bună. Și datorită
bibliotecii foarte vaste, cărți foarte profunde alese acestui părinte Rasenia studia de mic. A citit în clasa șasea Critica rațiunii pure a lui Immanuel Kant. Era o carte grea pentru liceu, pentru facultate. Și multe cărți grele. Și de mic a avut o înclinație, a fost, cum a spus și pronunțe, a învățat limbile franceză, germană, se cânte la pian, a fost un copil excepțional, din toate punctele de vedere. Dar niciodată n-a predominat, o să vedeți lucrul acesta, că e foarte important să nu ne lăsăm vrăjiți în viața aceasta de știință, să predomine știința în viața noastră, să o punem mai presus decât credința. Nu. Și părinții răspundesc că nu a fost niciodată lucrul acesta. A terminat șef de promoție, a pus să meargă la aviație, n-a avut bani, a predicat sărăcia, n-a avut cine să-i plătească, și s-a dus la Mitropolia Ardealului, care dădea burse, după părintul Nicolae Vălan, și s-a înscris la teologie. Ei, intrat la teologie, încă din liceu îi spuneau Sfântul, pentru că așa trăia o viață de sfântă, asceză, asta de curat, de rugător. Nu vorbea cu fetele, nu privea. Bă, da, s-a dus acela, el a avut toată viața o frumusețe, e îngerul, frumusețe hristică, un bărbat să nască la trestea așa frumos. Și vă chipuiți ce nevoință pentru el, spune, nici n-a vorbit vreodată cu fata. Nici n-a privit. Și a fost cea mai grea nevoință că, mai ales la cor, acolo la facultate, uneori mai trebuia să cânte împreună sau așa. Și tinerii știți că așa la 17, 16, se dezvoltă sentimente în sens de atractiv despre alții. Deci vă dați seama, deci e viață curată a avut. Și de atunci a spune că a început să facă minuni, de prin liceu, de prin facultate, a început să facă minuni. Că harul era atât de puternic, că și în facultate, să știți, n-a fost un student ieșit din comun. Nu s-a mai străduit să învețe ieșit din comun. Și și-a dat seama că vocația lui e viața duhovnicească. Rugăciunea. Și vă dau un exemplu, pentru că lucrul acesta e foarte important. În urmă cu vreo 15 ani, am avut o fată din Păgărașa, care venea la o mănăstire la Florești, acolo de Maici, când le spovedeam pe măicuțe pe acolo în 2001-2003, și era la seminar la Prislop. Era o fată din nota 10. Dar intrase în competiție cu o altă fată din nota 10, care era singură la părinți, mai de bani gata, mai orgolioasă. Și această competiție nu era benefică sufletească. Și am spus ca duhovnic, de astăzi nu mai e niciun 10. Stop. E nou. Nu spui tot ce știi. Lasă-o pe ea să zice. Tu să știi în fața lui Dumnezeu, asta e important. Și lasă-o să... Și așa s-a stins rivalitatea aceasta între ele, care nu făcea bine sufletelor. Și cealaltă s-a simțit bine, după ce am luat ei, o prietenie. Aceasta e cum a călugăriță la Mihai Vodă, sora Liliana, fata aceasta. Deci, și asta trebuie întotdeauna. Nu neapărat trebuie să fim noi numărul 1, să luăm toate olimpiadele, să spunem tot ce știm. Niciodată. Nu, trebuie să știi, pentru tine dacă știi. Dar știința te face să te mândrești. Greu e să stăpânești mintea și mândria dacă Dumnezeu ți-o dat de aia o minte din nota 10. E foarte greu să te smerești. Asta e cel mai greu. De aceea e bine să nu le știi toate, să nu le spui, dar mai stai acolo, mai cu minte. Spui cât trebuie, atât. Ei, părintele a trăit în acel fel. El a avut capacități excepționale și intelectuale, dar nu le-a valorificat să ajungă un savant de renume mondial, deși se vede în tot ce spune, în tot ce scrie, se vede că nu erau medici savanți care să înțeleagă anumite lucruri atât de profund, și în medicină, și în psihologie, și multe lucruri. Ei, a terminat facultatea de teologie, fiindcă avea talent la pictură, excepțional, de artist plastic, Mitropolitul Nicolae Vălan a trimis la București și a mai făcut o facultate în acea perioadă interbelică, să facă două facultăți, era un mare. Și a făcut facultatea așa numită de Bele Arte, cum ar fi astăzi de Institutul de Arte Plastice. A făcut acolo, în timpul acestei facultăți, a participat și la cursurile Facultății de Medicină din București, la secția Anatomie, și a fost oarecum student la toți mari la Francis Rainer, întemeitorul anatomiei românești, Francis Schirano, dar toți mari, au mers, au audiat cursurile lui Nichifor Crainic la teologie, care era profesor de mistică, poet, scriitor, poate cel de cei mai mari ai noștri, alături de Arghezi, să spune că ar fi cel mai mare, după Eminescu. Și
În acel timp, de n-am știut decât studiu și rugăciune. Și muncă. Deci așa a trăit. Până la 28 de ani s-a făcut studiu. Închipuiți exact ca și Sfinții Vasile, Grigore și Ioan, cei mai mari sfinți intelectuali din istorie, n-au cunoscut decât școală și biserică. Este foarte greu să știți pentru un tânăr, la vârsta aceea, la 18-28 de ani, să nu mergi în oraș, să nu vezi niciodată o fază. Deci, este cu adevărat. Aici poți să înțelege harul Sfințeniei Părinților de mai târziu. El a venit la Hirotonit, diacon Celib, mitropolitul Polan, i-a spus să se călugărească, că vrea să înceapă Mănăstirea Sâmbăta, care a rectitorit-o, Mănăstirea Sâmbăta de la Brâncoveanu, și a vrut să facă o mănăstire cu călugări intelectuali, toți absolvenți de teologie. Fostă mănăstire voivodală. Și așa, la instalat acolo pe Părinții Arsenie, era doar diacon Părinții Arsenie, dar nu înainte de a-l trimite 3 luni de zile la Sfântul Munte Athos, ca să vadă călugăria la ea acasă. A stat 3 luni în Sfântul Munte Athos, au rămas amintiri foarte, foarte frumoase, aș putea să vă povestesc câteva ore amintirile ce s-a păstrat despre Părinții Arsenie la Sfântul Munte. A stat la chilia Sfântul Ipatie, independent de Batopedu, dar muncea cu ziua la Sfântul Prodrom și la Marea Lavră, ca să te țină, că erau chilii sărace. Și au rămas multe amintiri de acolo. S-a întors acolo la Sfântul Munte, s-a întâlnit cu unul din cei 7 pusnici nevăzuți, într-o seară când muncea la treptele peștele Sfântului Atanase, care coboară până spre mare, și un fricoșător și astăzi să mușcă în scări cu trepte cu balustrăzi, părintele a muncit acolo. Și el nu i-a scris mamei câteva luni după ce a intrat în mănăstire. Acel pus nevăzut, s-a avut o lumină pe o stâncă și a spus diacone Dian să-i scrii mamei tale că moare altfel dacă nu-i dai niciun semn. Că e atât de mult îl iubea. Dar el a ținut, oarecum, foarte literar acel cuvânt că cine a plecat de acasă și să nu mai întoarcă capul. I-a pus mâna pe plâng, adică dacă mergi la Dumnezeu, să te iubești, să nu mai iubești mamă sau tată mai mult ca pe Dumnezeu. Și după aceea s-a întors în țară, a fost călugărit, împreună cu părintele Serafim Popescu, care și el a făcut mai mult, a stat un an aproape în Athos și a făcut o parte din doctorat la Atena. Părintele Serafim, care era un om foarte bun și foarte blând, a fost preot duhovnic și Părintele Arsenie era stares, dar era doar diacon. Acolo, aș vrea să vă mai spun ceva din viața Părintele Arsenie. Părintele Arsenie zice undeva în cuvânt, în scriere lui, zice că orice om, măcar o dată în viață, trebuie să-L vadă pe Iisus Hristos. Știți că este fericirea șasă, fericiți care vor vedea pe Dumnezeu. Sau Sfântul Siloan, l-a văzut în icoană, a apărut viu. Și cel puțin o dată în viață, trebuie să se întâlnească cu Iisus Hristos cel viu. Și apoi, toată viața, să predice acel moment. Ei, Părintele Arsenie, să știți, a avut acest moment al întâlnirii cu Hristos cel viu, înainte de a intra în mănăstire. Deci, pe lângă faptul că a trăit o viață îngerească și foarte înaltă, a avut. El, după ce a venit în Sfântul Munte, ca să poată picta, a fost trimis câteva luni la Chișinău. La Chișinău era un renumit atelier de pictură de icoane, în care se practica olenirea cu aur, care specifică pictorul ruș, e numită Moldova Cicanca. Această metodă de a poli cu aur icoanele. Și a stat vreo lună și jumătate. Ei, s-a întors datorită faptului că a început al doilea război mondial. Și săracii basarabeni, cu un ultim tren, care au mii de refugiați săracii, a venit și el. Și spune că în gară, în Chișinău, îi curgeau lacrimile de mila acestor oameni, care își lăsau casa, masa, tot și cu copii mici, să urcau un tren marfar, și au venit pe aici, pe noi, pe țară, s-au prifășit de unde au putut. Știți că sunt și aici, în zonă. Și el a plângea. Și a văzut un om plângând, care plângea, avea o durere în suflet și ochi, care nu se poate descrie. Și acel om era Iisus Hristos. L-a văzut toată viața, toate picturile lui, toate chipurile lui, portretele, toate seamănă cu acest chip al lui Iisus Hristos.
chipul lui. S-a transformat după chipul lui Iisus Hristos. Toată viața. Și sufletește, și trupește, dar mai ales după Dumnezeu. L-a văzut pe Iisus Hristos. Avea o bucățică de pâine ceva, a vrut să-i dea ca unui sărac. A văzut așa în durerea. Și a dispărut atunci. A rămas marcat de această întâlnire cu Iisus Hristos, el viu, toată viața. Așa înseamnă părintele mănăstire, să știți. Cu acea întâlnire, cu acea durere în suflet care o avea Iisus Hristos, cel viu, pentru oameni, pentru oamenii care suferă. Și așa a intrat în mănăstire, imediat s-a manifestat această harismă, acolo se spune că Maica Domnului, la un moment dat, l-a dus pe un munte după 30 de zile de post, că își dorea un duhovnic, văzător cu Duhul, și l-a dat în grijă a Sfântului Serafim de Sarov, și care, prin mijlocirea lui, a primit darul de vedenie cu Duhul, și a venit, deci era doar diacon, nu era preot încă. Și a venit de acolo, aici, în... și cu acest dar, a început să sfătuiască oameni. Mergeau oamenii acolo. Mergeau la predică, vineau oameni. 100, 1000. Deci că nu erau mai puțin decât câteva mii în fiecare zi în curtea mănăstirii. Și el nu era preot, era doar diacon. Și el îi sfătuia pe urmă să-l lase de păcate, să se spovedească. Și trimitea la preot. Și atunci a avut hotărâre, metropolitul, preotul, zice, îl facem pe el preot. Și, deci, părintele, de când și începe duhovnicia, nu știu cum este în istoria secolului 20, în asemenea, nu știu, 2-3, poate, într-un sofronic, care a fost organizat așa, nu știu. Deci, de când și-a început duhovnicia, și-a început-o la gradul maxim. Și-a duhovnic, văzător cu Duhul. E starea cea mai înaltă. Ei, aici el, ca duhovnic, cât a fost duhovnic, 8 ani, a scrâmbăta din 1942, 39, până în 48, 9 ani, în care a prins și timpul cel de-al doilea război mondial, în acea perioadă a fost cea mai bună perioadă din viața Părintelui. Deci care a reușit, deci cu duhovnicia, cu rugăciunea, cu predica, cu sfatul, să tulbure o țară întreagă. Deci mergeau mii de oameni, toată România, din tot Ardealul, urgeau trenul. Ascultăm documentarea acum mărturii oameni care au studenți în București, în Altă Antone, în Mădeală, doamna Spazia, Oțel Petrescu, care a făcut pe aia 18 ani din soare. Și părinții au profețit. Mergeau, urgeau acolo. Cum mergeau la Sfântul Ioan Botezătorul, la râul Iordanului, care a tulburat tot Israelul, l-a pregătit ca să-l poată primi pe Mesia, așa i-a tulburat părinții și i-a pregătit pe oameni. Este singurul duhovnic care a reușit să, cum să spun, să despice inimile celor care mereau la el, să scoată la iveală esența păcatului. Păcatele mari, poftele, desfrânările, cam asta, ce bântuia și ce bântuia și acum în societate. Când mergea o femeie și nu avea răbdare în timpul liturghiei, că e bolnav copil. Așa e mamă, e bolnav copil, nu trebuie. Și părinte, n-am să oprească liturghia și a spus, stai odată cu minte acolo, nu te tot mișca. Ăia era 15 pe care au omorât, pentru aia nici nu trece. Deci, n-am mai zis nimic în viața pe mine. Și a fost, sigur, care a tăiat ca și cu o sabie ascuțită, cu două tăișuri, a tăiat în carne vie, dar a fost singurul care, și cu puterea aceasta, cu cunoștințelor medicale, psihologice, din toate punctele de vedere, a reușit, într-adevăr, să producă o renaștere națională. Părintele Stăniloae are un articol scris, cred că la un an sau doi după ce a început mișcarea de la Sâmbăta, în Telegraful Român, profesorul lui, cel mai mare teolog din secolul XX, că părintele a fost un fenomen unic în istoria bisericii noastre. Deci ce a reușit? O viață întreagă, că n-au reușit sute de sfinți, poate, alți sfinți. Deci așa are. Și a fost cea mai mare mișcare spirituală, a mai fost apoi rugul aprins, mișcare intelectuală, cu Daniel Tudor, deosebită, mișcarea la Slatina, cu Părinte Cleop, Arsenie Păpacioc, Sfântul Ioan Boghiu, alți mari omnici. Dar ceea ce a reușit să facă Părintele este unul. Și Părintele Arsenie, deci pe lângă această renaștere, care zice că e o renaștere filocalică, biblică, ca un apostol, ca un profet, ca Ioan Botezător, a reușit, exact așa, a reușit cumva, nu numai asta. Deși sunt anumite contradicții,
până astăzi, dar se pare că 90% adevărului e partea aceasta, Părintele Anselie a găsit în Sfântul Munte, pe lângă alte, a găsit manuscrisele Filogaliei grecești. În 1880 a publicat la Veneția Sfântul Nicolae Margaritul Filocalia greacă. O culegere a multor sfinți părinți de-a lungul aproape 2000 de ani despre cum se poate omul lumina, curăți și desăvârși. Sfântul Paisie Vericicorski, care a spus la începutul postului, v-am vorbit, a tradus-o în slavonă și a publicat-o în 790 la Sankt Petersburg, slavonă. Și a fost tradus aici pe teritoriul țării noastre. Ei, Părintele Anselie a dus acel manuscris Părintelui Stăniloae. Unii spun, fiica Părintele a spus la un moment dat, că Părintele l-ar fi adus el înainte, că a fost. Dar Părintele am ascultat de multe ori interviuri cu el, cel puțin de 2-3 ori, Părintele Dumitru spune că un student de-a meu mi-a adus acest manuscris. Deci, așa, deci Părintele Arsenie a fost cel care a adus manuscrisul Filocalie. I l-a adus Părintele Stăniloae. Și Părintele Stăniloae l-a adus în Consiliul Profesoral la Sibiu și a spus, hai să traduce fiecare câte o bucată. N-au vrut și s-a apucat singur să traducă. A tradus primele 4 volume la Sibiu. 50 de ani a tradus Filocalia Părintele Stăniloae. Timp de 50 de ani. Și Părintele Arsenie a reușit să-i facă abonamente, să miște o țară întreagă ca să scoată bani, să o poată publica. Și după dicteu Părintele Dumitru a scris, că avea un scris foarte frumos, nici cu pixul, a scris, a rămas manuscrisele scrise de mâna Părintele Arsenie. Și a făcut și arta grafică de pe copertă. Deci, Părintele Arsenie, deci pe lângă cel mai mare duhovnic care a tuturat doar jumătate secolului 20, la mijlocul secolului 20, practic, secolul 20, este un titorul de bază, adică un tictor a Filocaliei române. Filocalia românească, să știți, este cel mai mare monument de cultură din istoria țării noastre, din istoria culturii noastre, după Biblie. Avem Biblia tradusă la 1688, de către frații Greceanu și Nicolae Emilescu Spătaru, așa numită Biblia lui Șerban Cuzino, care a suportat cheltuiele, domnitorul Șerban. Deci, nu-i mare lucru, nu-i puțin lucru ca să ai ca popor o Biblie tradusă pe limba ta, iată, la 1688. Deci, după Biblie, al doilea monument de cultură într-un popor este Filocalia. Care este. Și Filocalia românească este, într-adevăr, un monument unic, în 12 volume, Părintele a adăugat peste Filocalia grecească, mai că nu știu, și a scris Părinte, și cu mii de note explicative, acele scolii, deci care a ajuns el un filocalic, a reușit să facă cele sarcori. Părintele este și un trăitor filocalic, Părintele Arsenie, dar este și un participant la acest act de cultură și de duhovnicie unic și el în istoria noastră. Ei, după ce a început această mișcare atât de puternică, a început să vină și contraofensiva răjmașului. Era timpul celui de-al doilea război mondial. Apoi a fost dictatura carlistă, dictatura antonesciană, după aceea dictatura legionară, după aceea a venit comuniștii. Cel mai grele perioade din istoria recentă țării noastre. Și în 1942 a fost pentru prima oară arestat Părintele Arsenie. Deci 1942. Nu era încă venit comuniștii. A fost arestat și dus la securitatea din Râmnicu Vâlcea și anchetat. A fost ținut o lună de zile, în luna iunie. Într-o mărturisire, autobiografie personală, care o scrie la securitatea la Râmnicu Vâlcea, pe 17 iulie 1942, scrie un cuvânt esențial, care e un cuvânt esențial pentru tot ce a făcut și a trăit Părintele Arsenie. După ce scrie autobiografia, spune că a fost acuzat de legături cu legionare, asta era, sau cu partizanii din munți. Spune, eu sunt trimis în această lume, deci vreau să rețineți, eu sunt trimis în această lume ca să vestesc oamenilor iubirea lui Dumnezeu. Deci să vestesc oamenilor iubirea lui Dumnezeu.
și sfințirea omului prin iubire. Ei, dacă să citiți 200 de cărți de teologie, de cristologie, deci despre rostul lui Hristos în lume, nu se găsiți că ăsta este rostul lui Hristos. Deci Hristos a adus pe pământ iubirea lui Dumnezeu și sfințirea omului prin iubire. Deci Părintele Ignaț ne-a mărturisit Hristi. Ca un Iisus Hristos venit pe pământ. Eu am venit aici ca să aduc oamenilor iubirea lui Dumnezeu și sfințirea omului prin iubire. Sfântul Nicolae Velimirului își stârpește undeva într-o scriere dumnezeiește că atunci când Hristos spune că eu sunt calea, adevărul și viața, spune calea este iubire, adevărul este iubire, viața este iubire. Adică de trei ori iubire. Când se spune ia sub crucea, înseamnă iubește pe Dumnezeu, iubește pe aproape, iubește pe tine. Ei, Părinte Irasenia să... Și spune, am venit ca să dau mărturie despre Iisus Hristos, că este Dumnezeu și om, și să-i învăț pe oameni cum să trăiască potrivit Evangheliei lui Hristos.